E vorba despre un volum, Preludii în Cetatea Soarelui, un volum de versuri, o să vă recomand să parcurgeți, să le pătrundeți, să vă lăsați pătrunși de ele. Volumul e editat de Libris Brașov și conține trăirile actriței Claudia Motea. Despre ea o să vă spun mai multe de seară, pentru că o să aveți posibilitatea nu doar să citiți aceste versuri, ci să le și recepționați direct în spusele autoarei la ora 8 la Teatrul Ariel, Teatrul de Păpuși, în Sala Mare, vom avea un recital Claudia Motea. Una actriță româno-canadiană cu foarte multe premii naționale și internaționale, dar mai multe o să vă spună gânsa despre ce înseamnă acest volum Preludii în Cetatea Soarelui. A fost editat, așa cum spuneam, de către Libris Editorial, al cărui fondator avem onoarea să fie aici lângă noi. Este vorba despre domnul Virgil Oniță, cel care a inițiat și a reușit să ridice această editură la nivel foarte înalt. Așa că o să-i dau domniei sale cuvântul să vă spună ce face, cum face și de ce Preludii editat la Libris Editorial. Salut, bună ziua, mulțumesc, Ionuț Ceaușescu. Un om pe care noi cei de la Libris Brașov l-am cunoscut acum mulți ani, când, de fapt, acum mulți ani și mai mulți ani, a fost partenerul nostru din punct de vedere TVR. A transmis foarte multe emisiuni de la Târgul Internațional de Carte și Muzică de la Brașov și de la festival. Numai anul trecut, pe TVR Târgu Mureș și TVR 3, am avut 14 emisiuni. Asta spune totul în modul cum s-a implicat Ionuț Ceaușescu și TVR-ul. Dar noi suntem aici la Simfest, un festival care, iată, a ajuns la 15-a ediție, cu niște oameni frumoși, ca să nu zic fain, că sunt și eu mureșan. Ce să vă spun, felicitări Ionuț Ceaușescu, ți-l aplaudăm și echipei lui. Suntem prezenți aici cu mai multe lansări, chiar și un spectacol. Nu. Nu, dai, merge, da. Spuneam că avem cu plăcere și suntem chiar onorați să fim aici parteneri de câțiva ani. Și în acest an suntem cu mai multe lansări. Lansări de cărți, lansări de carte, o lansare de DVD și chiar un spectacol, cum spunea și Ionuț. Acum vă spun bine ați venit și dați-mi voie să fiu foarte scurt. O să avem, cum spunea și Ionuț, o lansare poeme, Preludii în Cetatea Soarelui, Claudia Motea, și un alt proiect care aparține tot Claudiei, un DVD, Iubire Seculară de Români, ale cu Croitorul. Este un proiect propus tot de Claudia Motea, o să vă povestească despre ce e vorba. Sunt câteva filme din arhiva mea PN-ului, filme care le-am făcut cu sufletul, cel puțin din punct de vedere a producerea acestui DVD, că de fapt asta a fost dorința și implicarea noastră, implicarea Librisului. Vă mai spun numai atât că sunt onorat să avem aici niște oameni frumoși. Pe doamna Ionela Balaș am cunoscut astăzi, consilier județean, din Sighișoara, am înțeles. Și un prieten al nostru, al Librisului, al Claudiei și al meu, aș permite, Liviu Pancu, actor, regizor. Avem un proiect și cu ei, cu Teatru Scena. L-ați văzut, nu, domnul general Boris Popescu, l-ați văzut, doamna. Să vă prezint, domnul general Boris Popescu, urmează Clardealul Pământ Românesc și da, Fericea Popa, mâine cu o lansare deosebită. Bun. Mă opresc, vă spun doar că
Liviu Pancu are un proiect cu Librisul România 100. Un proiect care, din stat, când am auzit, îmi tremura vocea, îmi tremura și acum când povestesc de acest proiect, l-am lansat în vară la Festivalul de Carte și Muzică și o să-l avem Liv din Brașov și o să-l avem în curând și la Târgu Mureș. Așa, dar pentru început, vă rog să-mi permite să-i dau microfonul Claudiei, care îl ține așa de bine și vorbește așa de frumos. Claudia Motea. În primul rând vreau să vă spun bine v-am găsit, toată inima. Bine te-am găsit, dragă Liviu, încep de pe partea asta inimii. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți importanți, fiecare are poziția lui sau ei în inima mea. Liviu, bine ai venit, dragă Ionela, bine ai venit. Virgil, îți mulțumesc că m-ai adus aici și, dragii mei, vă iubesc. Și deja am făcut prima introducere, cei care ați venit la început, v-am dăruit o floare. O floare care, zic eu, ce ține de acest eveniment, prelud din Cetatea Soarelui, de această lansare pe care tot așa o am așteptat-o cu sufletul deschis și am venit aici chiar așa, cu multă lumină, multă speranță și bucuria de a fi și de a trăi acest moment alături de dumneavoastră. Vreau să mai spun personal Danei Pancu, bine ai venit, draga mea. Te iubesc, copiilor minunați, talentați și celelalte fetițe la fel. Și o să vorbesc puțin mai încolo. Vreau să dau cuvântul prima dată Ionelei Balaș, prietena mea, o prietenă pe care eu cred că mi-am făcut-o pe viață. Avem o prietenie pe viață, pot să spun, după câțiva ani de când ne-am întâlnit. Ceea ce este foarte, foarte important, noi ne-am întâlnit pe meleagurile Sighișoarei în județul Mureș. După câțiva ani, iată-ne aici, cu această carte, Preludii în Cetatea Soarelui, care de fapt are la bază o poveste de iubire trăită chiar pe aceste meleaguri, pe meleagurile Mureșului din Sighișoara. Dau cuvântul Ionelei și vorbim mai departe. Bună ziua! Bine ați venit la Târgu Mureș! Dragii mei, despre Claudia, ce să vă spun? Este o ființă extraordinară. Cum spunea și ea, ne-am cunoscut la Sighișoara. Liviu a fost intermediarul la un festival medieval. Cred că această carte, gândurile și începutul acestei cărți s-a născut la Sighișoara. O persoană cu inimă deschisă, o persoană adevărată și un om între oameni este Claudia Motea. Ne-am reîntâlnit la București, la un... la gala oamenilor de afaceri, unde Claudia a fost premiată ca femeia anului în 2016, cred, după cum bine mi-aduc aminte. Cred că Claudia, la toate festivalurile și concursurile la care a participat, a reușit cu brio. Încă o dată vreau să vă spun că este o ființă minunată. După ce o să citiți cartea, cu siguranță să-mi dați dreptate. Vă mulțumesc și felicitări, Claudia. Mulțumesc, Mirica. Mulțumesc. Liviu, te rog din suflet, ai cuvântul, da? E puțin complicat pentru un actor și regizor să vorbească despre ceva care e obișnuit să reprezintă. De obicei, și minunat ar fi, de obicei spuneam, minunat ar fi ca atunci când se apare, oricum e să vorbească toată lumea de bine, pentru că de asta suntem la această masă. Și cu atât mai mult poate să stârnim curiozitatea
celor care vin și ascultă. Aș face un alt periplu, într-o altă cetate și într-o altă formă, care îi aparține Claudiei. Vă spun sincer, într-o primă întâlnire la un festival, un alt festival medieval de la Febeș-Alba, invitam să vorbească despre film. Ca actriță, trebuie să recunosc că Claudia, până nu te-am văzut în acțiune, n-am știut ce pot să vorbești despre un film. E foarte greu pentru un artist să vorbească de propria creație. E greu pentru un artist să vorbească despre gândurile și stările pe care le-a avut și mai mult decât atât le-a materializat în niște cuvinte. Claudia a crescut în colaborarea noastră și în sufletul nostru, de la cea care știe să vorbească despre film pentru că are de face cu filmul, aflând că viața ei, o parte importantă din viața ei, s-a petrecut și pe un alt continent. A venit cu o altă filozofie, a venit cu un alt tip și altă modalitate de a pune problema. Vă spun sincer, chiar vorbeam, vedeam în foarte multe locuri și nu înțelegeam de unde și cum poate să ajungă un om în atât de multe locuri. Ca pe urmă să o vedem ca actriță, să jucăm alături de ea și de aici să se nască bucuria de astăzi. Legat de cuvinte și legat de carte, îmi place să spun această teorie pe care încerc să o concretizez în ce am găsit în cele așternute de Claudia. Omul, dacă este să facem într-o sinteză în apariția lui de 1,5 milioane de ani ca și Homo sapiens, să spunem, ca formă, vorbește în cuvinte foarte clare, să spunem, sau sunete pe care le-a adunat cam de undeva de vreo 30.000 de ani. Lucrurile s-au concretizat mult mai bine, să spunem, de 10.000 de ani. Au devenit o gândire foarte bine structurată și cuvinte foarte bine aranjate în concept, în gândire, în structuri de gândire. Și iată că de la începuturi a simțit nevoia să se reprezinte printr-o înșiruire de sentimente care și-au găsit efectul într-un șir de sunete, iar Claudia a considerat în această carte de poezii să creeze un șir al sentimentelor de iubire. Mai mult decât atât, nu prea știu ca actor sau ca regizor ce aș putea să spun decât felicitări, Claudia, felicitări, Libris. Și aș mai spune, chiar dacă domnul Ceaușescu a plecat sau e cu organizare, experiența întâlnită de mine la Brașov cu a face lansări de carte în mijlocul orașului, că de acolo am văzut-o, nu știu, n-am mai văzut-o până acum, e o idee absolut extraordinară. Felicitări și te așteptăm de fiecare dată la Târgu Mureș cu aceeași bucurie și te vom îmbrățișa cu același drag. Ideea este extraordinară, produs așa de frumos, dar aceste acțiuni le putem face doar dacă avem oameni ca dumneavoastră. Mulțumim că sunteți aici. Și acum povestea începe așa, nu o să vă țin mult. Am fost plecată mai mult de 10 ani în America. Am stat 2 ani în Statele Unite ale Americii și după aceea am plecat și am emigrat în Canada. La ora actuală sunt și cetățean canadian. Când vedeți, dacă dați pe Google despre mine, scrie acolo Claudia Motea, de multe ori apar ca actriță română-canadiană. La început am fost surprinsă, dar după aceea am lăsat această definiția mea, pentru că după absolvirea facultății am intrat într-un proiect internațional, am plecat și am jucat la multe prestigioase festivaluri în Europa și am ajuns pe continentul american și am rămas acolo. Dar eu practic acolo m-am format ca actriță, acolo am fost recunoscută, am jucat mai mult de 10 ani pe scena teatrului canadian, numai în limba engleză, am fost premiată atât în dramaturgie, pentru că scriu și piese de teatru, și din punct de vedere actoricesc, al jocului actoricesc.
și tradus, pentru că una dintre piesele mele este, da, se joacă aici la Târgu Mureș, la Teatru Scena, da, este o piesă Act Vecină Vecină, o comedie superbă, scrisă de un canadian, este jucată de Liviu Pancu și de Dana Pancu, doi actori minunați, și de curând a fost luată și a intrat în repertoriul Teatrului Notara din București. Eu aparținând fiind ca traducătoare acolo. Deci povestea începe cu mine pe un drum practic. Eu am început să scriu și să, adică să am curajul să scriu. Când am ajuns practic în America, pentru că după toată nebunia pe care am avut-o jucând pe Broadway și după toată experiența avută ca actriță acolo, rămânând singură ca emigrantă și luând viața în piepte la început, a trebuit să-mi cresc oportunități de a juca pe scena teatrului american. Cum la început eram primită cu ovații, fiind într-o trupă cu Radu Beligan, cu Coca Blos, cu Mișu din Vale, cu nume grele ale scenei românești, cu Victor Benzi. Când am rămas practic pe cont propriu, a trebuit să mă descurc și să-mi încep practic drumul meu și să renasc într-o țară nouă și să încep o viață nouă. 2 ani am tras tare și am învățat limba engleză, dar 2 ani, practic, am stat pe margine și doar priveam spectacole și mă bucuram, dar și plângeam în același timp, pentru că eram cu un ochi râdeam, cu altul plângeam, pentru că nu puteam să joc. Și atunci ziceam, domne, trebuie să creezi ceva, într-adevăr, ca să pot să joc și să mă exprim și să transmit mesajul meu de artist. Și atunci m-am încumetat, am început să scriu în limba engleză. Și după câțiva ani, așa, nu de chin, de muncă și de încredere în mine, că de asta zic, tot ce facem, trebuie să facem cu iubire și cu pasiune și cu dăruire, am început să fiu recunoscută, piese de ale mele să fie premiate și să fie câștigătoare de festivaluri, ceea ce normal că mi-a dat curaj. Deci, practic, debutul meu ca scriitor, ca așa, a fost în dramaturgie. Am ajuns după câțiva ani să iau și să fiu nominalizată și la premiul de excelență în Teatru Canadian, care pentru mine a fost, n-am spus decât atât. Ia uite-mă cum ajung peste noapte dramaturg, într-o țară nouă, într-o limbă nouă și așa. Pe lângă acest lucru am scris scenarii de film, am și produs filme de scurtmetraj. În 2015, unul dintre filmele mele, Candy, ciocolată de lux cu gust de femeie, a luat mai multe premii, iar eu am fost actrița anului. Am luat premiul și ca producție pe acel film. În 2015. Deci drumul meu e așa, piese de teatru, scenarii de film și acum uitați-mă în ipostază de poetă. Asta a început cu 2 ani în urmă, dar toată inspirația mea a venit în urmă cu 3 ani la Sighișoara, când Liviu Pancu m-a invitat să particip la Festivalul Medieval Sighișoara. El este întemeietorul și omul de onoare al acestui festival medieval de renume internațional și vă rog din suflet, pentru, numai pentru acest fapt merită Liviu să fie aplaudat. Liviu Pancu. Iar pe Ionel am cunoscut-o acolo și așa ne-am împrietenit. Locul acela pentru mine este miritic și a fost sursa de inspirație practic pentru această carte. M-am dus acolo cu inima deschisă, am iubit locul, am iubit oamenii și s-a produs ceva. Acest fenomen care merge mai departe. Prima mea carte de poeme, Prelud din Cetatea Soarelui, a avut lansarea pe scena unui teatru tradițional din București, este vorba de Teatru Notara, într-un cadru de eveniment super festiv, pot să spun, pentru că eram sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Eu sunt și director artistic al unui teatru independent, Teatrul nostru din București, care tocmai se află sub oplăduirea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, iar Doru Dinu Glăvan, președintele, care practic a editat această carte, cartea mi-a apărut la o primă ediție, mi-a oferit această oportunitate să lansez cartea pe scena Teatrului Notara, alături de el și de Dan Puri, valorosul nostru om de teatru, de film, nu, om de cultură, Dan Puri. M-am bucurat nespus pentru că drumul pe făgașul poeziei l-am făcut tocmai într-un teatru, pe scena unui teatru tradițional. Și am zis, ăsta este un semn bun.
În momentul în care l-am cunoscut pe Virgil și am cunoscut echipa Libris, practic a fost dragoste la prima vedere. Printr-o altă conjunctură am ajuns la Libris și lucrurile s-au întâmplat la modul cel mai pozitiv și cel mai frumos, într-un, cum să zic, într-o ambianță compatibilă de a crea și de a face lucruri minunate împreună. Și tocmai de aceasta, acum, aici sunt prezentă și Libris a editat această carte, a reeditat această carte și pregătim împreună o nouă carte care sper să iasă la finele lui octombrie. Cartea a avut un drum, cum să zic eu, destul de frumos, chiar dacă a fost lansată în noiembrie anul trecut. Totuși este o perioadă destul de scurtă și mai ales pentru un prim volum de poezii. A participat la prestigioase târguri de carte, la Salonul de Carte de la Paris, a participat la Leipzig, nu? La, unde a mai participat? La Torino, la Madrid, la Chișinău a avut o lansare fabuloasă la Teatrul Național Eugen Ionesco, la unde? La Beijing, n-a fost, nu. Așa, iar de curând, acum două zile, am avut, cum să vă zic, deosebită, impresionantă onoare să particip la Ziua Națională a Limbii Române în Los Angeles, unde din această carte a mea, Prelud din Cetatea Soarelui, au fost citite câteva poeme într-un cadru, să zic, de înaltă clasă a diasporei intelectuale, pentru că această carte a fost alături de cartea lui Toma George Maiorescu. Probabil îl știți pe domnul Toma George Maiorescu, un colos al literaturii, de două ori a fost nominalizat la premiul Nobel, secția poezie, alături de poemele lui Dan David și altor oameni consacrați, Petru Popescu. Deci a fost bine primită cartea mea. Eu am zis așa, e o primă carte pe care eu o fac tot cu iubire, în starea asta poetică, și atunci haide să fac și o chestie într-un spirit avantgardist, mai ales, cum a zis și Liviu, sunt atâția ani într-o altă țară, pe un alt continent, nu ai cum să nu te bate, dar la modul frumos. Și atunci am zis, haide să fac ceva și să aduc acest curent avantgardist, ce înseamnă să fii actriță și să-ți spui poezia, ce înseamnă să fii poet și să spui mesajul tău artistic ca actor pe o scenă. Și atunci a luat naștere spectacolul multimedia Preludii în Cetatea Soarelui, care este de fapt și un in închinat umanității și centenarului. Am avut concursul Asociației Culturale Libris Brașov, care a fost coproducător la acest proiect și premiera practic a fost făcută pe meleagurile brașovene la Târgul Internațional de Carte și Muzică din martie al acestui an, în aula Universității Transilvania din Brașov. A fost primit cu brio, am continuat drumul la un alt proiectul, prezentarea, un spectacol la Târgul de Carte și Muzică din Alba Iulia și pentru că lucrurile frumoase, dacă e să se întâmple, se întâmplă și trebuie să meargă înainte, să aibă o continuitate, o fluiditate frumoasă, o parte din aceste poeme au fost expuse, prezentate la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care a avut loc în studioul Pangrati de la Televiziunea Română. Ce să vă zic, a fost televizat spectacolul, eu vă invit în seara aceasta la ora 20 la Teatru Ariel, voi susține acest spectacol, este un one-on-one show, un recital, o încercare, zic eu, reușită a unui spectacol și o lecție pe care eu practic mi-am propus-o să o fac cu talentul meu și cu iubirea mea și cu credința care o am ca artist, actor, poet, poet-actor și să transmit un mesaj, practic acest mesaj, ce înseamnă Claudia Motea ca actriță-poet și ca poet-actriță. Vă mulțumesc din suflet că ați venit, că ați avut răbdare, vă iubesc, sincer vă spun, și
în continuare vreau să vă zic două vorbe și despre acest DVD minunat, care se numește Iubire seculară de român. Maestru Alecu Croitoru, cel care a regizat cele 5 filme care se află în acest DVD, este unul dintre pilonii cinematografiei românești și îmi permit să zic că este încă prezent, chiar dacă el a trecut în lumea cealaltă în luna decembrie anului trecut, pentru că el practic este nemuritor prin toată creația, prin toată opera lui cinematografică și prin zecile de generații pe care le-a dat. Dacă nu exista Alecu Croitoru, nu exista o Stella Popescu, nu exista un Ilarion Ciobanu, nu exista un Laurențiu Damian, sunt talente, sunt nume de valoare ale noastre din lumea culturii, din lumea artei teatrale și cinematografice, pe care el le-a descoperit, le-a încurajat și le-a dat așa un prim avânt de a fi și de a-și duce viața, de a-și începe viața. Practic, Alecu Croitoru, maestru Alecu Croitoru, a fost și profesorul de regie. De ce? De ce l-ai avut profesor? A lui Liviu Pancu. Iubire seculară de român este un vis frumos pe care l-am împlinit în spiritul ideii de artă cinematografică. Maestru Alecu Croitoru a făcut mai multe filme documentare, dar acestea sunt esență de esență. Pot să vă spun că sunt capodopere ale filmului documentar românesc. Le-am cules din studioul cinematografic al Armatei. Am avut o colaborare frumoasă pentru că am căpătat credibilitate de a le lua de la studioul cinematografic al Armatei în momentul în care Libri s-a alăturat acestui proiect și am spus împreună, eu și cu Virgil Oniță, vă rugăm frumos să ne dați aceste filme. Bine, eu am și drepturile de autor ale acestor filme. Dați-ne-le pentru că noi vrem să facem într-adevăr un lucru valoros. Noi am pus acest titlu, Iubire seculară de român. Ilustrează exact, vorbesc despre războiul de independență, vorbesc despre începuturile poporului român pe acest pământ și totodată despre ceea ce înseamnă să fii cu adevărat român, ceea ce înseamnă să-ți duci crucea și ca artist și ca om, practic, pentru că maestru Croitoru, Alecu Croitoru, regizorul Alecu Croitoru, a fost un simbol al umanității și al maestriei artistice românești. Sunt filme care au fost premiate în străinătate pe acest DVD. Unul dintre ele a fost premiat la Orvieto, unde Federico Fellini, în același an, a luat premiul pentru Clovn, a luat premiul Orvieto pentru Clovn. Iar Alecu Croitoru a suit pe scenă alături de Federico Fellini, foarte impresionant, și el a reprezentat România. Iar aici, aceasta este vocea și sângele. Aici se află vocea și sângele, inima poporului nostru, inima unui om minunat. Încă o dată iubire și vă aștept de seară la ora 20 la Teatru Ariel. Mulțumesc mult! Mulțumim! Aș vrea să închei spunându-vă și spunându-ne unii la alții la mulți ani limba română. Vreau să salut ca Sighișorean. Spuneți-o,